O mașină de transport pentru persoane dializate s-a răsturnat miercuri în jurul prânzului în comuna prahoveană Măgurele. În autoturism se aflau patru pacienți și șoferul, care era în drum spre dializă. Toți au fost transportați la spital. Unul dintre pacienți rămăsese prins între fiarele contorsionate. Astfel a fost necesară intervenția descarcerării ISU Prahova. Conform ISU Prahova, la locul accidentului s-a acționat cu un echipaj de stingere, unul de descarcerare și unul de prim ajutor. Persoana care rămăsese încarcerată are leziuni la cap, însă din primele informații, pare să fie într-o stare care nu îi pune viața în pericol. Accidentul s-a produs la kilometrul 102 pe sensul ploiești vălenii de munte. Este vorba despre un autovehicul de transport pacienți în regim privat, în care erau patru persoane pentru dializă. În continuare se vor desfășura cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.